Пора вора фрумоса стас жестко и серьезно, бе. Ам не войди ажутору востру, бе. И не аппарат, бе. И ну сапа. Подачи. Бе, маузиз, бе. Сейчас тъмпиц. Като не шинчире, бе. Бе. Това е ярма с на тъмпитостта. Не разпунде ка яра, че ребани. Сериоз, бе. Salut, dar nu te-am auzit, nu te-am auzit când ai venit și... Ce vrei? Tu e foarte simplu, bă, am o întâlnire de seară. Ți-am zis că vrea bani. Bă, nu-mi trebuie bani, m-am nevoie de ajutorul vostru, un puș mai de chitre. Bă, mă întâlnesc una de seară și nu suntem pe același film, gen. Gen, i-au terminat liceul? Crede în dușuri zilnice? Nu începe fiecare frază cu bă. Bă. Deci? Fii numai atent ce zicea pe profil, bă, ni-l lasă, mă, ne. Ascultă Chopin. 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 Ai Chopin. Bă, dar se îmbracă de la tot felul de branduri de care n-am auzit vers, mă, nia ce Descartes, Voltaire. Ce pula mea. Le anus. Bă, e normal, dar mâncă numai în magazine de anvelope, ni. Scrie Michelin acolo, șai? Bă, da, m-am prins ideea și? Bă, morți la tavă, bă, dar voi sunteți mai de ăștia, gen vegan, Soros, rezist, unde e biblioteca, m-o dezamăgit Black Mirror, gen, nu? Ok. M-am gândit că poate îmi dați voi niște sfaturi de alea mai de voastre, așa, să pot și eu să ajung să prind bani, pop, rob, mechecheche. Nu? Mă! În ce zi pică de seară? Nu știu dacă... Am o programare. Mâine ne trezim super devreme. Dar trebuie să mă duc unde am mai fost. Dacă o am mâni. Help me! Anul viitor ce face? Bruh. Wow! Au, prea tare, mă doare în pus. Nu cred că putem să te ajutăm, au. Bă! Sincer, îs șanse mult prea slabe să putem face ceva cu asta. Da, asta... Nu-i ok. Mă, puteți să lăsați jos buretele imaginari și să veniți cu ceva constructiv sau sal. Ok. În primul rând, trebuie să lucrăm la prima impresie. Trebuie schimbat tot look-ul. Bă, ce credeți voi că puteți îmbunătăți la stilul ăsta, mă? Hă? Odată ce ai atins perfecțiunea unii mai mele. Greu. Sigur, 100% trebuie să renunți. La cămașă. Deci cămașa aia e, nu știu cum, dacă ar fi un termen să descrie. Exact. Bun, pentru început, ce zici de tricou ăsta? Tricou? Cămașa are deja. Nu crezi că îl face să arate ca un fel de Dani Mocanu pierdut în pădure, prințul Banatului? Tricou? Nu-i de prima întâlnire? Ceva. Cămașa? Știi cu ce nu poți găsi niciodată? Cu un tricou. Cămașă. Dacă e fan anime? Death Note? Știu. Attack on Titan? Știi ce merge cu faptul că are mâini? Sword Art Online? O cămașă alb-negru. O maiwa. Mo, și... Cămașa asta galbenă merge cu tivul. Trebuie să pui ceva pe cap. Ar merge o pălărie. Ca daci. Știi, care să spună, uite câtă încredere am în mine, nu-mi pasă ce cred alții. Daci ori inventat, șepcile. Și în loc de șapcă... New Era. Ocat? Ceva care să ascundă gleznelele slabe și grețot. Bun, ce altceva. Am găsit. Cămașă. Ceva care să zică că îți explorezi încă sexualitatea. O cămașă? Cămașa asta îi scoate în evidență lobul urechii. Ceva care să zică că tu mergi drept la ținte. Croiul ți indică zodia. Prea transparent? Da, e și șifonat. Țesătura nu are regrete. Marco? Cămașă! Shoes! Urban! Foarte bună observație! Urban! Cămașă? Șlap? Îți place la câmp, dar numai la festival, dar tu nu iei droguri, drogul tău e soarele, asculți folk în mod neironic? Ochelari! Ceva se pare inteligent? Ce zice mai bine aș putea să-ți fur bicicleta? Cămașă? Ceantă? Pantron scurt sau lungi, largi, evazați, tăiați? Șlițul asuprat. Buzunare? Buzunarele sunt așa de 2002. Și ascunde sentiment. Și edgy și pufos. Cămașă? Stai drept. Ridică bărbia și ține-o în piept. Da, clar pălărie. Cămașă? Lasagna. Bă, mai bine sunați un prieten, că nu... Alo? Alo, Moris? Maletă? Da. Cătălin, mă așteptam la mai mult. Aha. Ce zici de o cămașă? Un fel de caftan miț criolină. Da. Da! Nu altceva, deci altceva, e complet altceva. Da, în sfârșit, cred că am ajuns. Da. Dar totuși, acum uitându-mă, parcă lipsește ceva. Lipsește ceva? Am vrut să zic. Bă, ce poate să mai lipsească, bă? Așa cum ești acum, pare că o privești cumva de sus. O privești de sus. Dar cum putem schimba asta, like...
ar trebui să fie mai scund. Așa? Așa, da. Cum te simți? Bă, mersi, fain, efectiv mă simt de parcă salt om. Arțuja, nu crezi că e vibe-ul ăla de Dani Mocanu pierdut în pădure? Ce se întâmplă, bă? Ce? Așa mă duc eu să ies așa. Da, totuși, nu crezi că e de vibe-ul ăla de Dani Mocanu pierdut în pădure? Că pe neagul ăsta, ce? Voi, ziceți voi că asta e amunii, e bine, aci îmi pun cardul și... Poate că o cămașă? Ăsta l-ați uitat acei sau? Îmi duc ceva un sandwich. Aci strâng după mine, reciclez, ce e asta?